În clipul de astăzi vreau să vorbesc despre 10 modalități prin care poți să scapi de gândurile nedorite. Acestea pot fi temeri, griji, greșeli făcute, probleme financiare sau de altă natură și așa mai departe. De foarte multe ori, aceste gânduri apar și persistă în cele mai nedorite momente și nu te lasă să te desfășori la întreaga capacitate. Bineînțeles că în timp pot duce la stări de anxietate și chiar la depresie. Practic, principalul factor al acestor tulburări, atât anxietatea cât și depresia, au la bază gânduri iraționale. Primul instinct pe care îl avem atunci când ne bâzie ceva este să eliminăm acel gând din creier. Să nu ne gândim la ceea ce ne gândim și ne deranjează. Problema este că creierul funcționează puțin ciudat. Dacă îi spui să nu facă ceva, să nu se gândească la ceva anume, el va face fix contra, pentru că nu vede negația, v-am mai spus chestia asta. Iar consecința este că gândul va fi mai pronunțat și mai sâcăitor. Totodată, dacă reușești pentru o perioadă scurtă de timp să-ți scoți acel gând din minte, sunt toate șansele ca în momentul în care te pui la somn și ți s-a relaxat mintea, să revină gândul și să aibă o putere mult mai mare și să te agite și mai tare. S-au făcut numeroase studii, cercetări în privința asta și s-au descoperit câteva metode care funcționează. Acum depinde de la persoană la persoană, ce merge la tine, ce nu merge la tine și așa mai departe. Testezi, verifici, afli, citești mai multe și așa mai departe, vezi cum poți să scapi util și eficient de aceste gânduri care cred că le avem cu toții. Toți suntem stresați de diferite chestii. Prima variantă este acceptarea acestor gânduri. Având în vedere că creierul este un organ foarte încăpățânat și de multe ori avem impresia că acționează împotriva noastră, el face de fapt bine ce face, doar că nu știm noi cum să ne comportăm cu el, cum să-l controlăm în totalitate. Ideea este să acceptăm și să înțelegem că este normal să ne simțim în felul în care ne simțim, că gândurile pe care le avem sunt normale. În loc să ne luptăm cu aceste gânduri, este mult mai benefic să le acceptăm, să înțelegem că este normal să le avem și este la fel de normal să creeze efectele pe care le avem, adică stresul. Subconștientul oricum face eforturi constante ca să-ți repare problema care a generat acele gânduri, așa că lasă-l să-și facă treaba și obișnuiește-te cu ideea că oricum va trece. Este ceva de durată scurtă și că n-are ce rău să-ți facă în realitate. O altă variantă bună este distragerea atenției. Asta poate fi foarte benefic dacă este făcută cum trebuie. Distragerea atenției presupune să te gândești la altceva decât la situația sau problema care te supără. Dar trebuie să controlezi tu la ce te gândești, nu să lași mintea să zburde de capul ei. Cel mai ușor mod de distragere a atenției este efectiv să faci altceva. Să te ridici, să te plimbi, să mergi, să faci curat, să speli vase, să... nu știu, orice altă activitate care nu implică situația problematică, care nu implică acele gânduri deranjante. Următoarea modalitate ar fi să încercăm să ne calmăm, să evităm stresul. Și am făcut un clip special pe tema asta. Aveți link-ul și în descriere și aici pe card și peste tot. Cu cât lupți mai tare împotriva acestor gânduri, cu atât ele vor fi mai puternice. Iar varianta care să rezolve problema care a generat acele gânduri este să te relaxezi. Să lași mintea odihnită, relaxată, ca să poată să lucreze, ca să-ți rezolve problema. Vedeți în clipul acesta tehnici concrete de a scăpa de stres. O variantă mai poate să fie și amânarea gândului, dar din nou trebuie să fie făcută într-un anume fel. Să îți impui, să-ți spui ție în gând sau cu voce tare, dacă îți permiți, să-ți amâni acele gânduri pentru un timp limitat de timp. De exemplu, 30 de minute. Să-ți impui ca 30 de minute să nu te gândești deloc la acel lucru stresant. Este un timp suficient în care creierul se poate liniști, se poate gândi la altceva care nu este stresant și poate genera idei, soluții și așa mai departe. O minte relaxată vede mai clar lucrurile. În cărțile de specialitate este pomenită și terapia paradoxală și este un pic contraintuitivă. Ai niște gânduri care te supără, ai o problemă sau o situație care te-a deranjat sau care a generat anumite reacții negative. Terapia paradoxală presupune să te adâncești în acea situație, să cauți mai multe informații, să te documentezi, să vorbești cu specialiști și așa mai departe. Cu cât ai mai multe informații despre o problemă, cu atât poți să generezi mai ușor soluții ca să o rezolvi. Așadar, dacă ai gânduri care te supără, citește mai mult despre ele. Ascultă pe internet persoane care au trecut prin aceeași situație și află cât de multe informații poți despre acest lucru. De asemenea, foarte bune rezultate dă și meditația. Ar fi o activitate foarte benefică pe mai multe
planuri ale vieții și este plin internetul de tehnici și modalități de a medita. Scrisul are beneficii imense atunci când vine vorba de gânduri iraționale, deranjante. Când ai o problemă sau ai trecut printr-o situație deranjantă, scrie despre ele. Un fel de jurnal. Jurnalul este o metodă și prescrisă de psihoterapeuți pentru tulburări de depresie, de anxietate și așa mai departe. Faptul că tu descrii problema ta pe foaie, aceasta își pierde puterea, devine mai nesemnificativă, scade în intensitate și din nou te relaxează și poți să vezi mai limpede lucrurile. La fel ca și scrisul, o altă modalitate la fel de bună este să vorbești cu cineva. Din nou, relatând problema prin care treci, relatându-ți gândurile cu voce tare, acestea își pierd semnificația aia puternică care deranjează. Dar alegeți o persoană de încredere ca să faci asta. Niciodată nu a făcut bine să ții în tine ceea ce te supără, iar faptul că vorbești cu cineva despre ceea ce te deranjează ajută enorm. O altă modalitate, acum depinde de gânduri, depinde de gândurile cu care te confrunți. O altă metodă de a scăpa de aceste gânduri este să te concentrezi pe tine. Un fel de introspecție prin care îți analizezi cele mai bune calități, punctele tale forte, la fel scrise pe o foaie. Exercițiul ăsta îți crește încrederea de sine, îți dă putere și diminuează puterea gândurilor destructive. Ajungi să constați că este o situație trecătoare și pentru care nu merită să te stresezi degeaba. Și un ultim exercițiu poate părea ciudat, dar a dat rezultate foarte bune în cazurile de anxietate și depresie. Ipoteza spune că dacă repeți un cuvânt timp de 30 de secunde foarte repede, acesta în creier nu mai are sens. Efectiv își pierde înțelesul și pare a fi un cuvânt inventat, care nici măcar nu există. Ca să testezi teoria asta, ia-ți numele sau prenumele tău și rostește-l repede timp de 30 de secunde și lasă-mi în comentarii care e rezultatul. La fel cu gândurile astea negative. Redu tot gândul care te stresează la un singur cuvânt și repetă-l foarte repede în acele 30 de secunde până își pierde sensul. Iar efectul va fi că nu te va mai stresa, pentru că în practic nu va mai exista acel termen. Exemplu concret, în cazurile de depresie, aceste persoane se simt neputincioase, viața lor este inutilă și așa mai departe. Iar un cuvânt la care s-ar putea reduce tot acest cumul de emoții și sentimente ar fi prost. Sunt prost. Ei bine, repeți prost foarte repede, timp de 30 de secunde, până își pierde sensul. Iar persoana în cauză își dă seama că nu este o descriere reală a sa. Își dă seama că de fapt nu este prost, iar acel gând își pierde sensul. Atât pentru astăzi, noi ne vedem în clipul următor. Eu am fost Lia și tu să ai grijă de tine. Ciao, ciao!